Stimați colegi, sigur, dacă la prima intervenție am fost nevoit să răspund punctual acuzelor din moțiunea dumneavoastră, acum am să încerc să răspund celor care m-au întrebat și celor pe care îmi considera că chiar îi interesează răspunsuri. Sigur, apreciez și eleganța cu care am fost bruiat atunci când am vorbit, asta este. Vreau să vorbim puțin despre subvenții, care sunt date publice, fermierii și țăranii știu aceste lucruri, eu vreau să vă spun și noastre celor care ne ascultă. În toată această perioadă, subvențiile s-au acordat la timp. Am continuat activitatea APIA într-o manieră încât să fie protejată sănătatea, siguranța angajaților și a fermierilor. Începând cu luna octombrie până în prezent, APIA a autorizat la plată suma de 2,8 miliarde de euro. Pentru campania din 2019, care este în derulare, numărul total de cereri depuse s-a autorizat la plată finală un procent de 99,20%. Mult mai mult decât în aceeași perioadă în 2020. Primirea celor unice de plată, deși s-a făcut în sistem online, până la data de 15 mai, s-au depus 622.000 de cereri pentru o suprafață de 5,2 milioane de hectare. A fost creat cadrul legal pentru plata la timp a sprijinului cuplat, fermierii primind, începând din 16 mai, plafonul de 85 milioane euro. Adeverințele pe care APIA le eliberează, începând cu data de 15 mai, s-au dat anul acesta cu 2 ani mai devreme. Fermierii au nevoie de ele la bancă. Și plata aferentă ajutorului de stat la motorină, am dat-o, deși am plătit multe restanțe din anul trecut, trimestrul 2 și trimestrul 3. Legat de secetă, vreau să le spun domnului președinte Tăricianu. Sigur, și la noi, din asemenea informații, am fost cu toții pe teren, știm exact care este situația cu seceta. Am promis că vom despăgubi și fermierii o să fie despăgubiți. Apa este introdusă pe canale peste tot, acolo unde a fost posibil. Fermierii reușesc să aibă acces la apă, acolo unde lucrările în anii trecuți au fost făcute în mod corespunzător și unde fermierii au avut posibilitatea să-și cumpere echipamente de udare. Toate programele, le-am spus și în cealaltă alocuțiune, iar fermierii știu, țăranii știu, toate programele au fost continuate, unele au fost îmbunătățite, alocările bugetare au fost mult mai mari decât anul trecut, iar numărul de beneficiari și suprafețele au crescut. Sunt date pe care le puteți consulta. Legat de această perioadă, ce a făcut Ministerul în această perioadă? A spus că n-am interacționat cu decidenții Comisiei Europene. Am interacționat, 3 scrisori am făcut comisarul european, dar dumneavoastră cu cine ați interacționat? Pentru că știu că grupul PSE, din care faceți parte, a fost împotriva adoptării mecanismelor de care să vină în sprijinul agricultorilor în această perioadă. Este de notorietate faptul că au votat împotrivă. În aceste scrisori pe care le-am adresat comisarului, am cerut flexibilizarea cadrului legislativ actual, majorarea procentului de plăci în avans, extinderea zonelor în care se aplică controlul satelitar în vederea înlocuirii controlului la fața locului, introducerea de noi forme de sprijin, acord de sprijin sub formă de sumă forfetară în cuantum de 80 de milioane de euro pentru fermierii care au fost cei mai afectați, până la 5.000 de euro fermierilor și până la 50.000 de euro procesatorilor, finanțarea capitalului de lucru prin instrumente financiare necondiționate de sprijinul pentru investiții, finanțare FEI. Este un program în derulare. Fermierii, mulți dintre ei, l-au accesat. Fermierii știu. Am participat activ la decizia Comisiei de a stabili culoare verzi. Am intervenit punctual în ajutor agenților economici români blocați pe drumurile europene, mai ales în primele săptămâni. De asemenea, la ultima întâlnire online pe care am avut-o cu colegii mei, am cerut sprijin suplimentar financiar direct din FEGA, la fel ca în perioada embargoului, pentru fermierii care au stocuri foarte mari de carne de vită, de carne de pasăre și de produse lactate.
De asemenea, pentru sectorul vitivinicol, impactat de închiderea lanțului Horeca, am solicitat Comisiei ca sumele pe care le avem disponibile pentru programul național Vin Vie să le putem utiliza pentru a evita pierderile de podgorii. În toată această perioadă am fost conectați în permanentă cu producătorii autohtoni, în așa fel încât să intervenim cu celeritate acolo unde lanțul alimentar este în pericol de blocaj. De asemenea, mediul asociativ este consultat în permanență, chiar și în această perioadă a pandemiei, iar deciziile întotdeauna le-am luat după dezbateri cu ei. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumesc, domnule ministru.